Stimați colegi, dragi prieteni, stimați participanți la conferința, la cea idee a 5-a ediție a conferinței Valorificarea patrimoniului etnocultural în cercetare și educație. Suntem într-adevăr la 5-a ediție, putem să ne mândrim deja cu această realizare. Primele două ediții au fost realizate în cadrul proiectului pentru tineri cercetători. A treia ediție am realizat-o în cadrul efortului Institutului Patrimoniului Cultural, iar cea de-a patra ediție a fost realizată cu sprijinul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni și a fost realizată anul trecut într-o amploare mai mare și am început să o considerăm, începând cu anul trecut, conferință internațională. Anul acesta ne-a reușit, credem, și mai bine, cu eforturile și mai bine în sensul numărului de participanți, dar nu prea bine în ceea ce constă participarea fizică directă la eveniment. Dar cu ajutorul tehnologiilor informaționale, iată că putem să fim împreună și pe această cale prin intermediul rețelei internet, prin comunicarea online. Am recurs la această metodă de participare deja de o jumătate de an, văzând că această problemă mondială, această epidemie, nu se termină atât de curând cum speram noi. Și la o conferință din mai, când organizam și am invitat parteneri de la Iași, doamna Senica Turcanu mi-a scris, zice că mă bucură optimismul dumneavoastră, sperăm să reușim în mai să participăm. Dar iată că nu am reușit atunci în mai, dar reușim prin intermediul internetului să comunicăm. Prin urmare, vă zicem, bine v-ați conectat la conferința noastră și ne dorim succes să realizăm, să comunicăm și să aducem noi rezultate și să ne facem treaba cât știm noi de bine. Măcar și în această situație, când nu putem să comunicăm direct. Ne bucurăm să avem drept parteneri la organizarea acestui eveniment, partenerii noștri din România, Centrul deci, Universitar Nord Baia Mare, a Universității Tehnice din Cluj-Napoca, a Facultatea de Litere. O salut pe doamna Delia Soiogană și îi mulțumim pentru bunăvoința care a manifestat să motiveze discipulii, să motiveze colegii și să participe la manifestarea noastră. Bine ați venit, doamna Soiogană. Vă mulțumim mult din partea instituției noastre. Salut partenerii noștri tradiționali deja, care de la prima ediție suntem în parteneriat împreună cu facultățile de istorie din Chișinău. Deci acum, mă rog, denumirile în urma reformelor au mai suportat modificări, dar noi rămânem aceiași parteneri, prieteni și încercăm să ne susținem unii reciproc și vă mulțumim pentru această susținere și sprijinul pe care ne-l acordați de fiecare dată când avem nevoie de el. Mulțumim Facultății de Istorie și Filozofie a USM, mulțumim Facultatea de Filologie și Istorie, Facultatea și Facultății de Arte Plastice și Design a Universității Pedagogice de Stat Ioan Creangă și vă mulțumim pentru stimularea discipulilor dumneavoastră, pentru participarea dumneavoastră și a colegilor la această manifestare. Astea fiind spuse, vreau să-i ofer cuvântul domnului director al Institutului Patrimoniului Cultural pentru a deschide și pentru a se adresa dumneavoastră participanților. Mulțumesc, domnule moderator. Bună dimineața, stimați colegi. Vreau să salut prezența noastră la conferința științifică internațională, care este parte componentă a proiectului din cadrul programului de stat 2020-2023 intitulat Evoluția tradițiilor și proceselor etnice, suport teoretic și aplicativ în promovarea valorilor culturale și coeziunii sociale. Vreau să remarc faptul și să aduc sincere mulțumiri și recunoștință celor care au dat curs invitației noastre, instituțiilor de cercetare, Institutul Patrimoniului Cultural ca organizator, Institutul de Istorie participă, are reprezentanți, reprezentanții, salut universităților din Republica Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat Creangă, Universitatea Liberă Internațională, Universitatea Tehnică din Moldova, Universitatea de Stat din Moldova, Academia
Ștefan cel Mare, Ministerul de Interne, reprezentanți ai muzeilor din Republica Moldova, precum și reprezentanților din România, Iași, Cluj, Napoca, Baia Mare, Brașov, Târgoviște, Sibiu. S-au înscris cu comunicări de asemenea și reprezentanți din Ucraina, Rusia și Belarus. Cadre didactice participă, fapt ce nu poate să ne bucure, precum și tineri cercetători, viitori, îi așteptăm în cercetare, în total, circa 79 de comunicări care vor fi prezentate în cadrul a 5 secțiuni. Vor fi abordate probleme sau probleme privind educația prin patrimoniu etnocultural, tradiții și inovații în cultura orală, patrimoniu istoric și etnocultural, conservarea, valorificarea și promovarea patrimoniului cultural, valorificarea artei și arhitecturii tradiționale. Deci, un spectru larg de probleme care va fi elucidat, va fi dezbătut în cadrul a 5 secțiuni. Cu această ocazie vreau și eu să aduc mulțumiri pentru receptivitate celor care au răspuns apelului Institutului Patrimoniului Cultural și s-au înscris cu comunicări, cu subiecte pentru abordare în ședințele secțiilor. Și, nu în ultim rând, vreau să aduc mulțumiri organizatorilor, precum și partenerilor noștri. Vă doresc mult succes! Vă mulțumim, domnule director. Formatul conferinței de anul acesta ne-am propus-o să fie un dialog dintre generații, un dialog dintre generațiile de cercetători, adică cercetători aflați la începutul carierei științifice, atunci când ne fac primii pași în cercetare, în cunoașterea patrimoniului etnocultural și cu cercetători mai avansați în cercetare, cu doctori în știință, cu doctori habilitați, profesori. Și acest dialog, credem noi, ne va da rezultate bune în ceea ce privește cunoașterea patrimoniului cultural, avansarea în cunoaștere și o îmbogățire reciprocă, culturală, spirituală. De aceea, anume, parteneriatul cu centrele universitare, cu facultățile, este inestimabil de prețioasă, deoarece, anume, pe băncile universităților, în calitate de studenți, de masteranți, doctoranzi, tineri cercetători fac primii pași în cunoaștere. De aceea, acest dialog, această colaborare este importantă pentru noi și reieșim din faptul din eventualitatea colaborării ulterioare și mai ales că major, o bună parte din cercetătorii Institutului Patrimoniului Cultural sunt absolvenți ai facultăților de istorie și filozofie și ai facultății de istorie și geografie altădată, acum în istorie și filologie a Universității Pedagogice de Stat Ioan Creangă. Deci această colaborare este importantă și pentru formarea cercetătorilor care se vor încadra în câmpul de cercetare, eventual inclusiv în instituția noastră. De aceea apreciem foarte mult această colaborare și sperăm la o bună conlucrare pe viitor. Doamna Delia Țuiogan a fost în vizită la institutul nostru anul trecut cu o lecție publică care a rămas în memoria colegilor ca o lecție frumoasă despre valorile etnoculturale ale românilor și noi am stabilit un contract de colaborare și sperăm la o bună conlucrare pe viitor. Și e binevenit la instituția noastră odată ce se vor termina toate restricțiile acestea așa, deci pandemice, deci sunteți binevenite și vă așteptăm cu drag. Vă invităm să ne adresați să vă adresați participanților. Bună ziua! Vă mulțumesc pentru invitație. Ne onorează această colaborare și acest parteneriat cu conferința dumneavoastră. Transmit un salut călduros din partea Rectoratului Universității Tehnice din Cluj-Napoca, a Decanatului Facultății de Litere din Baia Mare și toți vă doresc succes lucrărilor tuturor implicați în această conferință internațională.
internațională și sperăm într-o colaborare din ce în ce mai strânsă și mai directă cu toate instituțiile care astăzi sunt parte a acestui proiect atât de interesant, pentru că trebuie să menționăm faptul că această temă este de actualitate și reprezintă o nevoie a acestui timp care stă sub semnul globalizării. În școala românească se tot vorbește astăzi despre introducerea educației financiare, a educației antreprenoriale și așa mai departe. Și bănuiesc că și în Republica Moldova este la fel. Dar majoritatea uită să vorbească despre nevoia educației culturale. Ba chiar, dimpotrivă, scot din orele de limba română, limba și literatura română, scot din orele de istorie, de geografie, vor să scoată religia, să-i spunem, din învățământ, pentru că consideră că tinerii trebuie să se adapteze acestui moment. Ori, ei nu înțeleg un lucru. Nu poți să te adaptezi dacă nu știi cine ești. Primul lucru pe care trebuie să îl facem noi pentru tineri, pentru viitoarea generație, este să învățăm să știe cine sunt. Ori, fără a-și cunoaște identitatea, fără a-și asuma această identitate, ei nu se vor putea adapta cu adevărat acestui timp modern, care îi va transforma niște oameni mereu puși în fața unora care le vor dicta direcțiile. De aceea, noi la Baia Mare am înființat cu mulți, mulți ani în urmă domeniul studii culturale cu două specializări, etnologie și etnoturism, încercând să învățăm pe tineri această modalitate de asumare a identității, urmând ca ei să le transmită altora acest lucru. Dar, din păcate, nu prea au unde să o facă, pentru că instituțiile încă nu își asumă această nevoie de educație culturală. Iată, o astfel de conferință poate fi o voce, o voce colectivă care să transmită tuturor nevoia de educație culturală. Așadar, am venit aici împreună în această echipă cu mare deschidere, pentru că orice întâlnire care reafirmă unitar nevoia de cultură, eu cred că este benefică. Felicitări și vă mulțumim pentru parteneriatul în care ne-ați propus să intrăm. Vă mulțumim și noi vă mulțumim mult. Vă urăm succese și o colaborare reușită în continuare cu noi și cu alți oameni care doresc să facă lucruri bune și să miște lucrurile înainte spre mai bine, spre mai frumos. Spuneam că parteneriatul cu facultățile de istorie este unul de durată pe care noi îl desfășurăm de la primele ediții. Și spuneam că unii angajați ai Institutului Patrimoniului Cultural sunt absolvenți ai facultăților de istorie din Chișinău. Iată că și eu sunt absolventul facultății de istorie și filozofie de la Universitatea de Stat din Moldova și întotdeauna sunt bucuros să comunic cu profesorii mei de atunci, cu colegii de acum și să colaborăm, să participăm în continuare la manifestări și să încercăm și noi să facem anumite lucruri împreună. Îl salut pe domnul decan al Facultății de Istorie și Filozofie a Universității de Stat din Moldova, domnul dr. Sergiu Matveiev. Domnule decan, vă rog să vă adresați cu un cuvânt de salut participanților. Bună ziua, dragi prieteni, stimați participanți la conferința științifică a Institutului Patrimoniului Cultural la Facultatea de Istorie, vine cu un salut. De fapt, nu vine, dar privind peste lista participanților, înțeleg că noi suntem ca acasă, fiindcă o bună parte dintre persoanele care le văd și acum în față pe ecran, salutare Ludmila, cred că nu ne-am văzut de foarte mult timp, am fost bucuros să văd informații despre tine în program și așa mai departe, și mulți alți colegi, absolvenții Facultății de Istorie,
Mă bucur că această manifestare științifică a ajuns deja la ediția 5-a. Cândva unul dintre cercetătorii care studia formarea științifică a unor instituții spunea că este foarte greu să ajungi la ediția 3-a. Dar dacă ajungi la ediția 5-a, poate fi considerată că această manifestare și-a găsit locul în rândul activităților științifice, este una valabilă și are un produs final. Produs final care îl vedem, în primul rând, prin posibilitatea de exprimare a celor mai tineri și a celor mai în vârstă, expresia rezultatelor lor, dar și sperăm că aceste rezultate vor fi publicate într-un final, într-o formă desfășurată, pentru ca să fie folosite inclusiv și la formarea competențelor tinerilor în aulile universitare și a tuturor celor care sunt interesați de istorie, de patrimoniu, de etnologie, de cultura noastră și de moștenirea care am obținut-o de la generațiile anterioare. Istoricii, în general, sunt colecționari. Sunt colecționari de gânduri, de reflexii, de idei. Profesorul Facultății de Istorie, răposatul profesor Valeriu Cosma, avea un hobby separat. El avea un hobby de colectare a noțiunilor, a explicațiilor cuvântului istorie. Și una care o considera el cea mai frumoasă, probabil și cea mai laconică, era că istoria este o succesiune a generațiilor. Tocmai această idee reiese din gândurile care colegii de la Institutul Patrimoniului Cultural le-au îmbrăcat în haina conferinței care se desfășoară astăzi. Conferința este un moment de evocare a generațiilor care au fost prin gura tinerilor și acest lucru va permite și creșterea tinerilor ca viitori cercetători. Nu în zădar, unul dintre cele mai importante domenii, iar în prezent viața noastră s-a digitalizat puternic și a luat drept de viză pentru a promova cultura și pentru a promova tineretul, expresia stând pe umerii giganților. Giganții sunt cei care au făcut carte înaintea noastră și care noi, prin activitatea noastră cotidiană, trebuie să-i evocăm și să-i promovăm, prin aceasta promovându-ne pe noi singuri. Eu doresc succese, doresc realizări frumoase, doresc gânduri exprimate care să prezinte interes tuturor și, nu mai puțin important în contextul contemporan, care nu poate fi lăsat într-o parte, vă doresc tuturor sănătate, succese! Vă mulțumim, domnule decan, vă mulțumim pentru susținerea acordată, pentru motivarea discipolilor și pentru participarea la acest eveniment. De la primele ediție este cu noi doamna Valentina Ursu, doctor conferențiar, Universitatea Căzăcoșcă de Stat Ion Creangă. În prezent, dumneavoastră este coordonatoare unui program de master minunat, Patrimoniul Istoric și Turismul Cultural, care se înscrie perfect și în tematica conferinței noastre și în ceea ce facem noi la Institutul Patrimoniului Cultural. De aceea, noi avem interese științifice comune, interese civice, să zic, comune și avem un parteneriat fructuos și cu rezultate frumoase deja mai mulți ani. Doamna Valentina Ursu, vă invit să vă adresați un mesaj participanților. Domnule Dăughi, vă salut, salut toți participanții la ședința de deschidere a conferinței. Precum ați menționat și în cuvântul de deschidere prezisă și în mesajul domnului director al Institutului, dar și doamna Șoiogan, au remarcat importanța subiectului propus de dumneavoastră acum 5 ani. Atunci, 5 ani în urmă, am sesizat necesitatea să vă oferim acest sprijin, reieșind din experiența pe care o are Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă în pregătirea cadrelor pentru cercetare, dar și pentru transmiterea moștenirii culturale tinerilor, elevilor, studenților. Și o facem de acum al 5-lea an. Întotdeauna venim cu inițiative adresate studenților de la ciclul licență, de la programele facultăților universității, dar în primul rând a facultății de istorie, dar o facem și prin implicarea masteranzilor și doctoranzilor de la mai multe programe de la universitatea noastră.
evident, efortul tinerilor necesită sprijinul cercetătorilor experimentați și faptul că în acest an ați făcut invitația și nouă, deci și profesorilor universitari, dar și cercetătorilor cu experiență, e salutabilă și e binevenită această idee. Dacă în celelalte ediții sprijineau efortul studenților și masteranților în pregătirea comunicărilor, în prezentarea lor, în acest an venim și noi deja cu unele rezultate ale cercetărilor noastre și sperăm acest schimb de experiență să fie în interesul tuturor. Salut energia și entuziasmul cu care organizatorii de fiecare dată vin cu idei noi, dar și cu tradiții deja înrădăcinate. Am sprijinit și alte conferințe și manifestări și o vom face întotdeauna când veți avea nevoie de acest sprijin. Urez tuturor succes și sper că și prin publicația care deja ați scos-o de sub tifar, dar și prin publicarea comunicărilor de la conferința de astăzi vom putea să remarcăm importanța fiecăruia din subiectele propuse în conferință. Vă mulțumesc, succes tuturor! Vă mulțumim mult, doamna Ursula Valentina! Și vă mulțumim pentru toate eforturile care le depuneți în sprijinul nostru ca să ne facem misiunea cât de bine putem. În continuare, vreau să ofer cuvântul doamnei Lumela, doctor Lumela Moisei, colega noastră la Institutul Patrimoniului Cultural mai mulți ani și în prezent de asemenea colegă și prietenă, dar deja în calitate de partener, deoarece ei deja reprezintă Facultatea de Arte Plastice și Design, unde își implementează cunoștințele obținute, experiența de cercetător și le transmite discipulilor săi. Doamna Moisei, Ludmila, vă invit să vă adresați participanților. Vă mulțumesc, doamnă Dorghe. În primul rând vreau să mă adresez tuturor participanților, tuturor studenților și tuturor invitaților din țară și de peste hotare. Și vă salut călduros în cadrul conferinței, spunând că am deosebită onoare să mă aflu în calitate de invitat și participant al acestei extraordinare conferințe, ajunse la cea de 5-a ediție. Mă bucur să vă salut pe toți dumneavoastră, precum și pe domnul Victor Ghilaș, directorul Institutului Patrimoniului Cultural, și numele Facultății Arte Plastice și Design, aduc sincere mulțumiri pentru activitatea prodigioasă în calitate de conducător al acestui valoros forum cultural, de fapt întregii echipe, pentru că dumneavoastră toți sunteți fideli promotori ai patrimoniului material și imaterial, mai ales astăzi când se resimte o acută criză a valorilor, dumneavoastră sunteți cei care le reactualizați și le promovați pentru a le menține continuitatea. Patrimoniul cultural reprezintă unul din factorii definitorii a identității culturale. De fapt, este depozitarul memoriei culturale și una dintre cele mai importante surse de cunoaștere a trecutului și prezentului. Iar, dincolo de valențele sale identitare, etice, estetice, cognitive, în condițiile gestionării adecvate, patrimoniul cultural poate deveni un factor de dezvoltare durabilă și coeziune socială, sau tocmai colaboratorii Institutului Patrimoniului Cultural, prin activismul de care dați dovadă, contribuiți la realizarea acestui factor sustenabil. Trebuie să remarc că fiind prezentă la lucrările conferinței, chiar de la prima ediție, pot menționa că această conferință este deja o frumoasă tradiție și apreciez rezonanța tot mai largă în țară și peste hotare, extinderea arealului geografic al participanților, ceea ce denotă că aveți o bună organizare, că problemele de patrimoniu pe care le înaintați prezintă interes larg pentru comunitatea științifică, dar și pentru cea educațională, iar asigurarea dialogului între generații vine ca un imperativ, ca o responsabilitate față de memoria colectivă. Totodată sunt ferm convinsă că gradul de valorificare și promovare a patrimoniului, la fel ca celelalte domenii ale vieții, depinde în mare măsură de implicarea tineretului în activitățile culturale,
Iar acest gen de conferințe, mai ales această îmbinare armonioasă a cercetătorilor cu experiență și a tinerilor cercetători, este, de fapt, deschide noi perspective și noi orizonturi culturale, pentru că se asigură acel dialog între tinerile, între generații. În calitate de parteneri ai conferinței, suntem convinși că aceasta va contribui la fortificarea relațiilor de colaborare între Institutul Patrimoniului Cultural și Facultatea Arte Plastice și Design a Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă, în calitate de centru de educație artistico-plastică, va contribui la o cooperare prodigioasă în segmentul științific și cel educațional și totodată pe dimensiunea patrimoniului artistic. Pe final, vă adresez cele mai sincere urări de succes organizatorilor, dar și tuturor participanților, să aveți noi realizări și forță creativă în activitatea dumneavoastră. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamna Moisei. Vă urăm și noi succese și multă sănătate. Stimați participanți, ieșim din formatul conferinței, că este una preponderent online. Avem alături de noi doar câțiva colegi care vor asigura aici din instituția noastră funcționalitatea conferinței, a secțiunilor, a conectărilor. Deci am avut nevoie să facem o ședință plenară scurtă, fără comunicări în ședința plenară, ca să fim cât mai puțin timp un număr mai mare de persoane într-o singură încăpere, dar și deoarece sunt 82 de participanți și pentru a finaliza într-o singură zi, am împărțit comunicările, ședințele în 5 secțiuni. 5 secțiuni care se vor desfășura concomitent. Toți participanții care doresc să audieze comunicările din secțiunile pe care îi interesează, este suficient să tasteze link-urile sub denumirea fiecărei secțiuni. Secțiunea 1, de exemplu, va rămâne în această ședință unde suntem acum, iar la secțiunea 2 până la 5, participanții vor trebui să tasteze link-urile sub denumirile secțiunilor și ei vor fi conectați cu moderatorii din acele secțiuni. Astfel că noi vom putea să participăm concomitent în mai multe secțiuni odată. De asemenea, cei care doresc să privească online și să asculte online comunicările din secțiunea 1, vor putea să privească lucrul acesta pe pagina Institutului, unde am plasat fereastra de transmisiune online asigurată de Institutul Dezvoltării Societății Informaționale. Și îi mulțumim pentru această susținere și pentru acest sprijin acordat. Asta fiind spuse, vreau să mă adresez participanților din Ucraina, Federația Rusă și Republica Belarus cu o scurtă explicație în limba rusă. Уважаемые участники, рад приветствовать вас на пятую конференцию освоения этнокультурного наследия в науке и образовании. И хочу вам передать пожелания, которые были сказаны в адрес участников конференции. И пожелать вам успехов в исследовании и в продвижении этнокультурного наследия. Мы, организаторы конференции, организовали 5 секций. Под каждое название секции есть электронный адрес, на котором вы должны нажать, чтобы подключиться в секцию, которая вас интересует. И все желающие, которые хотят слушать презентации из любой секции, может подключиться, нажимая линк соответствующей секции, которая интересует вас. Спасибо за участие, спасибо за поддержку. Рад приветствовать и знакомых участников, и те, которые впервые с нами на эту конференцию. Через несколько минут мы уже можем подключиться в каждую отдельную секцию и участвовать и начать презентации в каждую секцию.
Stimați colegi, în câteva minute ne putem conecta în fiecare secțiune. Deci vă urăm succes și... Atunci cred că doamna Cojulari oferim cuvântul doamnei Delia Șoiogană, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord, de Baia Mare, România. Doamna Șoiogană, vă salutăm la Universitatea Creangă, am fost la fel la o conferință jubiliară împreună. Avem onoarea să vă salutăm și aici. Bună dimineața din nou! Vă mulțumesc foarte mult! Este o mare plăcere pentru mine să revin în Chișinău, iată, și pe această cale a online-ului. Mi-a făcut o mare bucurie să mă întâlnesc acolo cu oameni care au aceeași formație și aceeași direcție de cercetare și, așa cum spuneam în deschiderea oficială, sper să continuăm această colaborare pentru că ea este absolut necesară. Pornim în această prezentare de la ideea pe care cu siguranță o vom regăsi la majoritatea prezentărilor de astăzi, pentru că toți vom vorbi aceeași limbă astăzi. Apelăm la aceleași surse bibliografice și avem același interes. Așadar, pornim de la ideea că În cadrul acestei nevoi de cercetare a patrimoniului este necesară reconsiderarea pe plan internațional a locului patrimoniului cultural, precum și a rolului acestuia în viitorul societății. Patrimoniul poate deveni o componentă esențială și de mare efect al dezvoltării durabile a societății contemporane. A spus-o și doamna Ludmila astăzi deja și credem că cu adevărat această dezvoltare durabilă este centrată pe nevoia de identitate. Dar pentru aceasta este necesară asumarea și manifestarea responsabilității pentru educația pro-patrimoniu. Prezervarea identității culturale, a patrimoniului de valori identitare, este singura modalitate prin care, credem, omenirea își poate păstra caracterul său divers. O diversitate care poate construi o unitate adevărată prin cunoaștere și recunoaștere. Această globalizare care a produs de multe ori uniformizări nu este drumul cel mai corect și de aceea este nevoie să revenim la ceea ce globalizarea își propusese inițial, diversitatea în unitate. Patrimoniul trebuie însă conceput ca un proces dinamic. Nu trebuie să ne raportăm la elementele de patrimoniu ca la niște lucruri care au o formă și atât, ci trebuie neapărat să urmărim aceste elemente în fazele lor de transformare, ceea ce presupune și pierderea unor aspecte, dar și dezvoltarea altora și mereu trebuie să fim deschiși la observarea acestei dinamici. Este obligatorie înțelegerea valorilor de patrimoniu ca reprezentare identitară și ca o modalitate de dialog între generații și între culturi. Pentru că tânăra generație nu trebuie să simtă că această preocupare a noastră pentru patrimoniu și pentru identitate înseamnă întoarcere în trecut, ci dimpotrivă să simtă că acest lucru le aparține și că îi definește și pe ei la fel de mult precum ne definește pe noi, cei care considerăm că aici se află adevărata valoare. Europa a devenit din ce în ce mai diversă din punct de vedere cultural. Acest fapt, dar și globalizarea, au avut un efect major asupra culturii și în mod special asupra patrimoniului cultural al diferitelor popoare. Drept urmare, dialogul intercultural joacă un rol din ce în ce mai important în promovarea reală a identității europene. Omogenizarea dimensiunii culturale ca proces, să spunem, ca urmarea unui proces de globalizare și impactul acestuia asupra noilor generații, ne obligă din ce în ce mai mult la promovarea patrimoniului cultural ca o condiție esențială a păstrării identității. Relația dintre patrimoniu și identitatea locului,
și cum transferăm această cunoaștere către copii este problema majoră a timpului nostru. Ca modalitate corectă de înțelegere și de promovarea valorilor de patrimoniu, propunem salvarea prin cunoașterea reală a acestor elemente de patrimoniu, ceea ce presupune asumarea acestora ca repere identitare aduse într-o formă a trăitului. Am pus între ghilimele acest trăit, dar cred că el nu trebuie să rămână doar o simplă metaforă, ci trebuie să devină o realitate a modului în care ne raportăm la acest patrimoniu. Este deosebit de important să introducem elementele de patrimoniu pe diferite liste și în circuite internaționale, dar nu trebuie să le ducem totul la acest tip de certificare internațională. Copiii sunt categoria cea mai receptivă. Important este cum le transmitem totul. Este necesar să-i aducem la acel nivel de cunoaștere din interior a fenomenelor pe care le propunem spre reactualizare, evitând învățarea mecanică și festivizarea. Întipărirea mecanică durează mult, iar cunoștințele nu sunt temeinice. Ea își are rostul în anumite contexte, dar în cel definit de noi, el duce la o învățare formală, superficială a formei, dar nu a unor conținuturi logice care sunt absolut non-obligatorii în acest context, pentru ca să putem vorbi despre o transmitere reală pe termen lung. Educația pentru cultură trebuie așadar să se afle în centrul preocupărilor societății actuale. Cunoștințele culturale sunt esențiale pentru dezvoltarea personală a copiilor, adolescenților și adulților și din acest motiv ea trebuie percepută ca fiind o parte importantă a dezvoltării generale a fiecărui tânăr și trebuie privită ca unul dintre aspectele esențiale ale educației acestora. Educația reprezintă un element crucial în cadrul politicii culturale, care nu trebuie lăsat în totalitate pe seama instituțiilor de profil. Acest tip de educație trebuie făcut la cel mai înalt nivel de asumare a rolului de formare a unor oameni capabili să recepteze sensul, care să asume total responsabil recuperarea și aducerea în actualitate a elementelor patrimoniului construit imaterial sau natural. Adevărata soluție pe termen lung în acest context este așadar, și revin, educația. Începând de la clasele a 4-a, a 5-a, până la nivelul universitar și postuniversitar. Considerăm de asemenea că, în fapt, cunoașterea patrimoniului cultural poate contribui și la dezvoltarea unui spirit al educației civice și al responsabilității civice, dar și al toleranței față de valorile etnoculturale și al respectului față de identitatea culturală a fiecărui popor. Patrimoniul este o componentă esențială a mentalului colectiv și introducerea sa în circuitul educațional poate genera schimbarea concepțiilor și atitudinilor față de rolul și locul patrimoniului, implicit față de propria sa identitate culturală. Educația pro-patrimoniu presupune și interpretarea interdisciplinară a patrimoniului și un parteneriat corect între educație și cultură. Modul în care ne apropiem de patrimoniu nu trebuie să apară, așa cum spuneam puțin mai devreme, ca o modalitate de cercetare a trecutului, ceea ce creează de cele mai multe ori impresia de forțare a unei limite pentru tinerele generații, ci ele trebuie să aducă totul la nivelul cunoașterii prin înțelegere în profunzime a nevoii de reactualizare a unor forme, a unor moduri de a fi. Acest fapt se poate realiza doar printr-o redescoperire a sensurilor, a funcțiilor ce au condus la transmiterea acestor elemente ca forme de moștenire culturală. Intelectualii au un rol foarte important în consolidarea unei memorii culturale ce permite nu numai conștientizarea patrimoniului material sau imaterial a unei comunități, ci și trăirea acestuia ca un fel de negociere continuă între amintirea tradiției, monumentalizarea acesteia, dar și formă de prezent. Prin memoria culturală sunt transmise înțelepsuri ce trec dincolo de funcția practică a unor acțiuni mentice, de exemplu.
Astfel, ritualurile sunt partea memoriei culturale, pentru că ele sunt forma prin care semnificația culturală este transmisă. Conservarea sărbătorilor, dar mai ales a sensurilor acestora, este o formă de asumare a identității. De aceea este foarte important să ne propunem reactualizarea sensurilor și nu doar reconstituirea unor segmente de ritual în aceste momente. Și de asemenea considerăm că este puțin neproductiv această reactualizare a acestor obiceiuri doar ca forme de festival, pentru că tânăra generație nu mai știe ce să înțeleagă, de fapt. Nu mai receptează adevăratele sensuri și nu reușesc să se raporteze la ele ca la forme de identitate culturală. Timpul sărbătorii propune o breșă în viața cotidiană și dă posibilitatea comunității să se adune și să-și afirme dorința de apartenență la întreg. Acest lucru trebuie să învățăm pe studenți, pe masteranți, dar nu numai, pe copii de la cea mai fragedă vârstă, pentru că, să știți, noi facem destul de multe experimente de acest gen și cu acordul cadrelor didactice de la diferite școli mergem și predăm noi altfel puțin aceste elemente de patrimoniu și bucuria noastră este să vedem că acești tineri a căror minte încă n-a fost picată, adică noi cu ghilimelele de rigoare, reușesc să recepteze corect pe sensuri. Și, de exemplu, am fost să predăm basmul, să învățăm ce înseamnă colindatul și a fost foarte interesant că foarte repede ei au învățat să nu mai spună că tema basmului este lupta dintre bine și rău, unde binele învinge întotdeauna răul, încercând noi să le transmitem ideea că, de fapt, binele și răul nu se luptă între ele, ci sunt structuri complementare, ci că nu există bine fără rău și nici rău fără bine. De asemenea, i-am învățat că a colindat nu înseamnă doar a trecut de la o casă la alta și a vrea să primești, și foarte important este să și dăruiești. Nu e suficient să înveți cât mai multe colinde și să le înveți mecanic, ci să și știi ce transmiți. Să transmiți un mesaj direct, un mesaj care poate să te învețe despre tine și despre celălalt. Foarte multe lucruri. Materialul meu urma să fac o prezentare de tip studiu de caz pe colindă și colindat și probabil că în varianta scrisă, publicabilă, o să găsiți acest material, dacă vom ajunge să le și publicăm. Am adus în discuție colinde vechi, colinde care sunt în colecții și care, din păcate, astăzi nu se mai performează. Și am mers pe acele colinde moralizatoare care vorbesc despre moarte și despre ce înseamnă fată bătrână, ce înseamnă văduv și văduvie. Pentru că trebuie să le oferim tinerilor noștri modele de sens. Trebuie să știe să se raporteze la sensuri și nu doar la niște texte pe care le simt ca fiind doar niște structuri poetice. Ci aici avem, de fapt, transmisă o întreagă moștenire culturală și asta trebuie noi să le transmitem. Pentru a mă încadra în timp, o să mă opresc acum aici. Vă mulțumesc foarte mult. Aștept întrebările dumneavoastră. Vă mulțumim pentru această prezentare care a inclus raportul dintre mai multe aspecte și implicarea mai multor aspecte în interpretarea și transmiterea, în special a patrimoniului cultural și mecanismele de transmitere, modalitățile de transmitere a valorilor moștenite de la generațiile anterioare tinerilor și eu cred că într-un articol
pe care ați putea să-l propuneți în revista de etnologie și culturologie, veți include aceste momente, aceste studii de caz pe care intenționați să le expuneți astăzi în conferință. Mulțumesc! Dacă sunt întrebări, vă rugăm. Nu sunt, încă o dată vă mulțumim, vă așteptăm la noi întâlnire la conferințe și offline. Da, mulțumesc. Mulțumim, doamna Elena, vedem că sunteți... M-auziți? Bine, nu vă vedem. M-auziți, da? Da, și vă vedem, da. Foarte bine, vă mulțumesc. Eu îmi cer scuze problemele care au apărut. Oricum, bună ziua tuturor și încerc să zic niște idei privind abordarea patrimoniului etnografic în educație și în instruire. Două noțiuni pe care eu le-am unit fac de pareza între instruire și educație. Eu o fac cel puțin. Deci, mă voi strădui să mă încadrez în 15 minute. Oricum, patrimoniul cultural, inclusiv cel etnografic, fiind extrem de diversificat, este în continuă dezvoltare, extindere și prezintă o sursă permanentă de cunoaștere și inspirație, de creație și inovare științifică și tehnică. Interesul pentru patrimoniul etnografic în Basarabia datează din secole trecute, mai bine zis, mai concret, din secolul XIX, găsându-și reflectare în organizarea expozițiilor agricole și industriei casnică, în demersurile expoziționale internaționale, prin diverse categorii de piese etnografice, organizate atât în Imperiul Rus, cât și în țările din Europa, în practicarea meșteșugurilor vechi, în organizarea unor secții de etnografie, în primele instituții muzeale publice basarabene, apărute la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX, în lansarea unor concepte de organizare a muzeilor specializate. Și aici mă refer la Muzeul de Etnografie, conceptul acesta elaborat în perioada interbelică. Lansarea acestor concepte, iar la începutul secolului XXI, a fost elaborat cadrul legislativ și structura instituțională a patrimoniului etnografic. Întrebarea putea fi o temă interesantă de cercetare. Astăzi este foarte importantă identificarea, cercetarea și promovarea patrimoniului etnografic ca parte integrantă a patrimoniului cultural. Promovarea patrimoniului nu poate fi asumată doar de instituții specializate și de specialiști. Statul trebuie să încurajeze diverse entități să promoveze patrimoniul. Există o nevoie presantă de a repoziționa politicile de patrimoniu, inclusiv o nouă abordare a rolului patrimoniului etnografic în educație și instruire. Educație și instruire sunt două componente esențiale ale procesului de identificare, valorificare, păstrare și transmitere a cunoștințelor, aptitudinilor, de conștientizarea valorilor transmise de patrimoniul etnografic. Iar contribuții cercetătorilor etnografi sunt esențiale în educație și instruire. Scopul prezentării noastre este de a face o analiză cât de cât a situație în domeniul patrimoniului etnografic și a propune noi idei în sensul de utilizare a patrimoniului în procesul educațional pentru a satisface cerințe societății contemporane. În pofida faptului că domeniul patrimoniului etnografic a fost instituționalizat, au apărut cursuri la catedră, la universități, arhive, institute academic, cercetători continuă, demersuri științifice și individuale, care întotdeauna țin cont de priorități instituțiilor unde activează, de schimbările care au loc în societate. Cercetarea etnografică la Chișinău, de cele mai multe ori, poate un caracter monografic a unui obicei, a unei zone, a unui segment și altele. Puține sunt studiile de sinteză cu tehnici și metode moderne de cercetare. În cercetare o importanță deosebită are analiza mentalității, a obișnuințelor, a orientărilor valorice, a oamenilor obișnuiți, simple, pentru că arhetipul conștiinței și a tradițiilor culturii populare sunt foarte stabile, inerte și de multe ori chiar încetinesc progresul istoric. Astăzi este necesară încurajarea abordării patrimoniului etnocultural din punct de vedere interdisciplinar și internațional, studierea și cunoașterea modului în care patrimoniul poate ajuta la satisfacerea nevoilor altor sectoare, evaluarea și asigurarea sustenabilității cercetării. Oricum, este necesar să menționăm că contextul
contribuții cercetătorilor etnografi sunt esențiale în procesul de educație și instruire. Republica Moldova, fiind un stat național cu 18 etnii minoritare, ar trebui să aibă proiecte concrete privind rolul patrimoniului în educație, în educația etnoculturală. Problema actuală în educație ar trebui să fie în a contribui la sprijinirea crearea noii culturi, a unei noi concepții a societății moldovești, o cultură care să răspundă la necesitățile epocii contemporane, având în vedere arhetipul și particularitățile etnopsihologiei moldovești, o cultură care să contribuie la consolidarea etnică, să răspundă celor două provocări existente în lumea contemporană, globalizarea și păstrarea identității locale și, doi, tradiție și noile tehnologii. Este importantă noua cultură asigurarea accesului egal al populației la valorile culturale indiferent de etnie ale cărui aparțin. Iar patrimoniul etnografic, existența instituțiilor tradiționale, pot asigura socializarea, incluziunea și coeziunea în societate, în comunitate. Pot preveni amnezia culturală, care apare periodic atunci când o parte a etnosului se străduie să arunci experiența acumulată, concentrată în tradiție, să arunci totuși să înceapă de la început. Participarea ține cont de pozitivul acumulat în propria cultură. Românul basarabeni și majoritatea etnilor Republica Moldova le sunt caracteristice un nivel destul de înalt al conștiinței etnice. Dar, din păcate, nu avem instituții educaționale special consacrate educației conștiinței etnice pe diverse mijloace. Și să nu uităm că atunci când analizăm problema etnosului, conceptul de bază în culturologie și etnografie este recunoscut cu facem de tradiție, interpretarea conceptului tradiție etnoculturală, interacțiunea culturii naționale cu cea etnilor locuitoare. Avem nevoie de educație de calitate. Când vorbim de educație, de rolul patrimoniului etnografic în procesul educațional, este foarte importantă relația interculturală, formarea atitudinii de toleranță, dezvoltarea conștiinței culturale și interculturale adecvate în mediul educațional formal, non-formal și informal. Este necesar un demers educațional sistematic pentru a înțelege și a aprecia valorile proprii culturi și a valorilor culturilor etniilor colocuitoare. Deschide față diferențe culturale, valorificare constructivă a diferențelor culturale, respect față propriile valorile proprii culturi și a valorilor etniilor colocuitoare, respectarea diferențelor prin prisma cunoașterii, cooperarea cu ceilalți pentru exemplificarea unor tradiții și obiceiuri, determinarea tezaurului cultural al etniilor colocuitoare, identificarea componentelor esențiale de moștenirii culturale, recunoaștere și acceptarea diferențelor, orientarea discursului educațional spre o educație pro-patrimoniu. Este important cunoașterea valorii identitare la nivel individual, comunitar și național. Este fundamentală pentru înțelegerea diferențelor și acceptarea reciprocului. Academicianul Marisan Zubă afirmă că nimic nu pare a fi mai important pentru un individ sau pentru o etnie decât să ia cunoștință de sine, cât mai exact și pe acest temei să-și asigură o integrare cât mai armonioasă în lume. Identitatea poporului poate să rămâne prin conservarea moștenirii culturale. Convenția cadru privind valoarea patrimoniului cultural pentru societate, Convenția cadru de 2005, stipulează că patrimoniul cultural, prin toate componentele sale, tangibile și intangibile, este o faptul cheie a societății noastre să se concentreze din nou asupra dialogului dintre culturi, respectul pentru identități și diversitate și asupra sentimentului de apartenență la o comunitate a valorilor. Patrimoniul cultural poate juca un rol cheie ca mijloc de construire, negociere și afirmare a identității, doar prin educație și prin instruire. Pentru că există pentru o educație pro patrimoniu etnografic sunt necesare câteva priorități. Deschiderea față de diferențe culturale, valorificarea constructivă a diferențelor culturale, respect față de valorile proprii culturi și a valorilor etnilor colocuitoare. Este necesară concentrarea de instrumente interactive pentru a încuraja cunoașterea și pune valoare a interrelațiilor dintre patrimoniu și tehnologiile moderne. Este nevoie de specialiști cu instrument în bază, solidă și capacitate de schimbare pentru a asigura excelența în educația pro patrimoniu. Este nevoie de o cooperare între universități, instituții de cercetare, instituții de gestionare a patrimoniului etnografic.
utilizarea noilor tehnologii pentru documentarea patrimoniului etnografic, sprijinirea creierii și extinderii centrului de instruire pentru meșteșugurile de patrimoniu, identificarea nevoilor și realităților sectorului etnografic, cercetarea multidisciplinară la nivel național pentru a satisface cerințele societății, încurajarea abordării patrimoniului cu punct de vedere interdisciplinar, evaluarea și asigurarea sustenabilității studiilor cercetătorilor, evidențirea subiectelor care conectează disciplinii conexe. Este cunoscut faptul că cercetarea este într-o continuă schimbare. Cercetătorii trebuie să-și canalizeze resurse pentru a găsi răspunsul la nevoile și la probleme comunității mai mari în care fac parte. Deci, să fim cu calitate cercetări relevantă, cercetări care va avea un impact deosebit asupra procesului educațional. Pentru că procesul educațional, pentru procesul acesta educațional, este important o abordare integrată a patrimoniului. Concepere de noi programe educaționale și cercetare, conștientizarea asupra relației între patrimoniu și societate, identificarea, cercetarea patrimoniului etnografic ca parte integrantă a patrimoniului cultural, conștientizarea valorii transmise de patrimoniul etnografic, asigurarea accesului la patrimoniu, sprijinirea și cooperarea, abordarea multidisciplinară și transsectorială a diverselor aspecte ale patrimoniului etnografic, inițierea de proiecte transdisciplinare, care se include și patrimoniul etnografic, dezvoltarea unui program de gestionare care se include patrimoniul etnografic. Educația pe patrimoniul etnografic conduce la respect și reciproc și la respect față de modul nostru de viață, la creșterea conștientizării valorilor transmise, la încurajarea cercetării în domeniul patrimoniului, la sprijinirea și promovarea cooperării interuniversitare. Educația pe patrimoniul este una de recomandările strategiei de dezvoltare a patrimoniului pentru secolul 21, care recomandă incorporarea mai eficace a educației în domeniul patrimoniului, în curicula școlară, inclusiv și a patrimoniului etnografic. Bun, cetățenii trebuie să fie încurajați să joace un rol mai mare, valoritare și promovarea patrimoniului. Astăzi, patrimoniul nu se mai limitează, de fapt, la cele elemente recunoscute oficial, ca patrimoniul profesional. Astăzi, patrimoniul include acele elemente considerate de patrimoniu de către populație și autorități locale. De cele mai multe ori, aceste elemente sunt din domeniul patrimoniului etnografic. De aceea este necesar ca aceste elemente să fie utilizate în educație și în instruire. Este foarte important ca copiii să învețe de la o vârstă tardivă despre patrimoniul, inclusiv de cel etnografic. Programul educație pro patrimoniu trebuie să dezvolte la copii, capacități relevante de identificare, analiză, apreciere, înțelegerea condițiilor, meșteșugurilor, ce constă practicarea lor. Cunoașterea patrimoniului etnocultural conduce la o bună înțelegere a noastră și a celorlalți. Pentru rezultate relevante în educație este important promovarea cooperării nu numai între universități, dar și între diverse asociații, societăți profesionale în domeniul patrimoniului etnografic, inițierea de proiecte transdisciplinare, dezvoltarea unor baze informații digitale legate de patrimoniul etnocultural destul de accesibile și prietenoase, pregătirea materialului de predare, organizarea concursurilor de patrimoniu, mai ales în zilele europene ale patrimoniului, garantarea unui înalt nivel tehnic prin toate meseriile și meșteșugurile patrimoniului, încurajarea cercetării, și în educație conținutul evoluează la adresul schimbărilor în societate și progres tehnologic. Este necesar un dialog continuu și de oferirea mijloacelor pentru a înțelege patrimoniul și de a cultiva dorința de a prelungi și de a reînnoi experiențe existente. Promovarea patrimoniului cultural la evenimente culturale și turistice. Identificarea de instrumente pentru a încuraja cunoașterea, organizarea jocuri care se bazeze pe patrimoniu etnografic, organizarea de evenimente multidisciplinare, organizarea de sesiuni de studiere pentru locale, de introducere în probleme de identificare și evaluare a patrimoniului etnocultural, încurajarea de descoperirii patrimoniului împreună cu profesioniștii, implicarea profesioniștilor în transmiterea acestor cunoștințe. Instruirea este vitală pentru a păstra și a transmite cunoștințe și atribute. Pentru o instruire corectă, trebuie să existe un dialog între stat, cetățeni și profesioniști. Este necesară ființarea de centri de cunoaștere a patrimoniului și pentru instruire în meșteșuguri și profesionalism pentru probleme adecvate de învățare. Este necesară diversificarea sistemului de instruire pentru profesioniști în domeniul patrimoniului etnografic și este important
de instruire anuală. Este vorba de o diversificare a sistemului de instruire prin organizare de centre de instruire pentru profesioniști, centre speciale ucenicii pentru CIE, cursuri diverse, școli de etnografie, universități populare, asigurarea sustenabilității măsurilor adecvate, asigurarea coordonării între sistemul de instruire și rețelele profesionale, intensificarea cooperării între universități, școli și rețelele profesionale, organizarea de sesiuni de instruire, valorificarea oportunităților oferite de instituții internaționale sunt necesare atunci când vorbim de educație și instruire în domeniul patrimoniului etnocultural. Există o amenințare cu dispariția care asură special asupra multor meserii și practici de patrimoniu. Este necesară conservarea mostrelor de constatare, enorirea, diseminarea legată la alte de date internaționale. Este necesară utilizarea noilor tehnologii pentru documentarea acestui patrimoniu etnografic. Transmiterea de cunoștințe și atunci specific și meserilor de patrimoniu este esențială pentru a asigura păstrarea patrimoniului. Dar acest lucru este delicat și se poate pierde într-o generație, odată cu pensionările pregătive. Asigurarea și garantarea acestei transmitere va ajuta la securizarea activităților care conțin o mare valoare de patrimoniu și care desigur au potențial de reunire. Prin instruire vom reuși sprijinirea meșterilor pentru asigurarea transmiterii cunoștințelor și aptitudinilor. Organizare de expoziții, demonstrații a patrimoniului etnografic. Adoptare de măsuri care să-i ajut pe cei tineri să preia meșteșugurile. Prezentarea de meșteșuguri manuale în școală media. Sprijinirea creării și extinderi centrelor de instruire pentru meșteșuguri de alt patrimoniu. Important este încurajarea abordării patrimoniului etnocultural din punct de vedere interdisciplinar și internațional. Studierea și cunoașterea modului în care patrimoniul poate ajuta la satisfacerea nevoilor societății. Asigurarea sustenabilității și dezvoltarea programelor de asistență, prelegeri, cursuri, programe de radio, TV, publicații și așa mai departe. Legislația modernească creează cadrul juridic pentru activitatea meșterilor populare, în vederea păstrării meșterilor artistice populare. Vă rugăm să veniți cu concluziile finale. Și dezvoltării lor pe baza tradițiilor autentice. Deci legislația termină acest lucru și legislația foarte concret stipulează că învățământul acest dual, cine organizează, cine amatistează și cine facilitează învățământul în domeniul meșteșugurilor, să zic, în domeniul meșteșugurilor. În concluzie subliniem că componentele patrimoniului etnografic, materiale și imateriale, pot avea un rol esențial în procesul educațional, contribuind la păstrarea identității, la conștientizarea societății, la necesitatea păstrării și valorificării, la consolidarea societății. Toate acestea sunt reale doar dacă patrimoniul etnografic va fi abordat ca patrimoniu integral și dacă în procesul educațional va fi stabilit un dialog constructiv între sectorul educației, sectorul științific și sectorul instituțiilor care gestionează patrimoniul etnografic, ca parte componentă a patrimoniului cultural național. Și dacă în cercetare și valorificare ne vom baza pe o abordare multidisciplinară și transsectorială, este foarte important în educație să utilizăm retrospectiva istorică ca mijloc de deschidere, de descoperire, de identificare a relațiilor interculturale, iar documentarea patrimoniului etnografic o facem prin tehnice realități informaționale. Experiența bună etnografică să o facem în cadrul unor prezentări inovative. Și este necesar în sfârșit să avem un ghid de bune practici pentru identificarea, promovarea, gestionarea patrimoniului etnografic și o politică concretă în cercetarea patrimoniului etnografic, în educația și cu patrimoniul și în procesul cu utilizarea acestui patrimoniu în procesul de instruire și educație. Mulțumesc! Mulțumesc, auziți! Доброе утро, простите, выключите микрофон, пожалуйста.
Doamna Ploștiță, Viciți microfon, пожалуйста. Da. Nu înțeleg ce spune doamna Ploștiță. Are o întrebare pe care vă ascultăm? Da. Da, oricum, vă oferiți cuvântul, oferiți întrebarea, doamna Ploștiță? Da, da. Тема моего... У вас есть вопрос, доктор Бреме? Нет, нет, я просто попросил ее выключить микрофон. Потому что... Да. Deci, facem o generalizare a prezentării doamnei Ploștiță. Ei, în varianta aceasta în care a prezentat-o astăzi, doamna Elena, aici este gata un întreg proiect pe care ați putea să-l înaintați împreună cu toate instituțiile, ființele despre care ați vorbit, către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, a unit concepții în domeniul educației pro-patrimoniu, cu implicarea tuturor factorilor despre care ați vorbit, cu deschiderea pentru, atât pentru cercetare, cât și pentru protejare și, în special, pentru valorificare și pregătirea specialiștilor în diverse domenii pentru valorificarea patrimoniului etnografic. Deci, doamna Elena, cred că veniți cu această inițiativă, noi vă sprijinim, cred că și Institutul Patrimoniului o să vină cu un aport în această privință și poate mișcăm în cadrul de loc și vă punem Ministerul Educației o astfel de concepție care, din păcate, lipsește. Și Ministerul a rândului să se adreseze cu un proiect de lege de acum pe care să-l aprobe guvernul, pentru că aici sunt foarte mulți factori implicați și doar la nivelul ministerul nostru nu o să putem să soluționăm multe din problemele pe care ar trebui să le cuprindă cu astfel de concepție. Mulțumesc, domnule! Încercăm! Încercăm, da? Bine, mulțumesc, doamna Elena! În continuare, domnul Bărăcai, vă oferim dumneavoastră cuvântul. Iar aș vreau să prezint pe domnul Coșucari, care împreună cu doamna doctor Caterina Coșucari sunt autorii concepției și cursului cu la cursul Istoria, Cultura și Tradițiilor Ucrainean, un cuibor care a fost aprobat în calitate de curs opțional la dreapta învățământului preuniversitar de mai mulți ani și deja există o ecrenă bugată pe care cred că o să ne prezinte astăzi domnul. Да, интересно. Итак, тема моего доклада – проблемы изучения истории, культуры и традиций украинского народа в доуниверситетских учебных заведениях Республики Молдова. В поликультурном обществе вопросы идентичности, родного языка, культуры важны как для мажоритарного этноса, так и для представителей национальных меньшинств. На заре становления независимой Республики Молдова представители национальных меньшинств – русские, украинцы, болгары, гагаузы, ромы и другие – сосредоточили усилия на изучении собственной истории, сохранении национальных традиций, языка. Молодое молдавское государство в этих сложных условиях начало закладывать фундамент новой этнокультурной политики, основополагающим принципом которой стал учет интересов всех этнических сообществ и отдельных представителей разных этносов. Был принят целый ряд законодательных актов, которые регулировали эту политику. Закон о функционировании языков на территории Республики Молдова, указ президента о мерах по развитию украинской национальной культуры в Республике Молдова, позже Конституция Республики Молдова, закон о культуре, закон об образовании и многие другие. Республика Молдова также присоединилась к международным правовым актам в области прав человека и национальных меньшинств и подписала двустороннее соглашение о дружбе и сотрудничестве с государствами, которые являются исторической родиной национальных меньшинств в Молдове. В педагогике накоплен значительный опыт и теоретический, и практический внедрение идей поликультурализма на всех ступенях обучения. Его суть
обеспечить взаимодействие культур в образовательном процессе, направленном на приобщение подрастающего поколения к этнической, национальной и мировой культуре, развитие на этой основе планетарного сознания, формирование готовности и умения жить в многонациональной среде. При этом ведущие педагоги, психологи, этнологи, политологи, конфликтологи обращают особое внимание на то, что ключевым понятием в этом процессе является понятие этнической идентичности. Согласно многочисленным исследованиям в нашей стране и за рубежом, только на основе сформировавшейся этнической идентичности, усвоение родного языка и культуры, приобщение к родным корням формируется полноценная, гармоничная, творческая личность, открытая к диалогу культур. В противном случае возникает кризис идентичности, который приводит к закомплексованности, агрессивности, неспособности к самореализации и общежитию в социуме. Именно по этим причинам в 2002-2003 учебном году Министерством просвещения был разработан и внедрен в учебную практику страны предмет «История, культура и традиции украинского, русского, болгарского, гагаузского народов». История, культура и традиции украинского народа ИКТУМ в доуниверситетских учебных заведениях Республики Молдова преподается в школах, где изучается украинский язык и литература детьми этническими украинцами. По инициативе министерства были созданы авторские коллективы по разработке куррикулумов и учебников для дидактического обеспечения курса. К настоящему времени министерством утверждены и изданы куррикулум для начального звена 2003 год, доработан и переиздан в 2010 и оптимизирован в 2018. Учебник для 1-2 класса 2007 год. Методический гид для учителей 2011 и 2018 годы. В первых двух изданиях куррикулумов по ИКТУН были четко сформулированы главная цель, задачи, принципы изучения, направленность предмета. Объектами изучения выступали традиции, обряды, верования, быт, народные ремесла и искусства, устно-народное творчество, история, особенности национальной психологии и мировосприятия и многое другое. Такой комплексный подход способствовал актуализации межпредметных связей с историей, родными государственными языками, родной, молдавской и всемирной литературами, географией, изобразительным искусством, музыкой и формировал на их основе соответствующие компетенции. За последние годы издано немало литературы по истории, языку и культуре украинцев Молдовы. Это фольклорные сборники, включающие образцы народного поэтического творчества и материалы научных исследований, научные книги, статьи и материалы научных конференций по истории, языку и культуре местных украинцев, методические материалы, в которых специалисты делятся своим опытом в сфере разработки и преподавания предмета ИКТУ. Ведущие исследователи Центра этнологии Института культурного наследия неоднократно обращали внимание в рецензиях, в статьях, докладах на международных и республиканских конференциях, круглых столах, семинарах, выступлениях в прессе, на радио и телевидении, что предмет «История, культура и традиции народа» в условиях диаспоры обеспечивает реализацию социального и этнического статуса личности, дает возможность ребенку чувствовать себя представителем собственной этнической культуры, гражданином родной страны, а также органической частью культурного универсума, учит строить диалог с другими культурами. Другими словами, этот предмет создает оптимальные условия для формирования у младших поколений этнических меньшинств позитивной этнической идентичности, а на ее основе полноценной гражданской идентичности, как залога интегративной установки на мультикультурность общества, мультикультурную коммуникацию и толерантность. Казалось бы, все понятно, но здесь существует целый ряд проблем. Утвержден куррикулум только для начальных классов и издан учебник только для 1-2 классов. В 5-9 классах учителя работают практически абсолютно без дидактического обеспечения, то
То есть каждый учитель преподает как может и как хочет. Возможно ли в таких условиях полноценное преподавание и усвоение учащимися курса? Ну, вопрос чисто риторический. Ваш покорный слуга являлся соавтором учебника для 1-2 классов и неутвержденного куррикулума для 5-9 классов 2010 года. Почему не утверждаются куррикулумы и не сдаются учебники для 3-9 классов? Под самыми разными предлогами, чаще всего надуманными. Например, потому что якобы в школах, где изучаются языки меньшинств, а также история, культура и традиция этих народов, нагрузка превышает максимальное количество часов, предусмотренных учебным планом. Но ведь эти предметы уже есть в учебных планах, и они преподаются. И разве утверждение куррикулума и издание учебников увеличит нагрузку? Да нет, конечно. Это только в значительной мере обеспечит качественное преподавание курса. Несколько лет назад Министерство образования вышло с инициативой вообще убрать предмет «История, культура и традиции народа» из учебных планов и вместо него включить предмет «Добрые соседи», в котором предполагается всем понемногу рассказать обо всех. Ну, идея неплохая, это было бы полезно. Но, во-первых, этот курс ни в коей мере не способен заменить курс «История, культура и традиции народа» для представителей этнических меньшинств, которые в результате его отмены не будут знать историю и культуру не только своего народа, но и других. Во-вторых, новый курс должен быть факультативным. Но у нас это не работает. Есть негативный опыт с разработанным почти 20 лет назад курсом «Узнаем друг друга лучше», над которым усердно трудились несколько творческих коллективов. Но он так и не преподавался. Факультатив, на то и факультатив. Хочешь изучай, не хочешь не изучай. А у нас к этому еще добавилось. Хочешь преподавай, хочешь не преподавай. Ну, результат налицо. Нетрудно догадаться, что ждет и курс «Добрые соседи». А в результате не было бы ни одного, ни другого курса. В-третьих. Аргумент чиновника министерства в пользу нового курса выглядел, мягко говоря, ну, неубедительно. Мол, у нас дети на севере не знают, что на юге выращивается виноград. Дети южане не знают, что на севере растут яблоки. Ну, разумно. Видимо, просто-напросто под новый проект предусматривался соответствующий денежный транш. А деньги, выделенные на внедрение курса истории, культуры и традиции народа, уже были усвоены. Тогда и мы, ученые, и однокультурные организации обратились и в министерство, и в правительство, и в международные организации. Пока удалось предмет отстоять. Надолго ли? Есть немало других проблем. В 2018 году в рамках куррикулярной реформы был создан еще один новый куррикулум по указанному предмету для начального звена. Он уже утвержден министерством. Но работа над ним, процесс обсуждения и имплементации вызывает очень много вопросов. Во-первых, не совсем понятны критерии, по которым отбирались кандидаты в авторские коллективы. Ведущие сотрудники Института культурного наследия, авторы предыдущих куррикулумов, не прошли конкурс. Почему? Вот и нас интересует этот вопрос. В 2019 году был следующий этап куррикулярной реформы. Реформированию подвергли куррикулумы для гимназического и лицейского звеньев. Вновь объявили конкурс. Однако, по непонятным нам причинам, группы по разработке куррикулума по истории, культуре и традиции украинского народа для гимназии не состоялся. Без объяснений причин. Авторов предыдущих вариантов куррикулума и других специалистов даже не допустили к участию в нем. Мы глубоко убеждены, что в уже упомянутые авторские коллективы должны входить профессионалы, компетентные, подготовленные, грамотные и ответственные специалисты. То есть те, кто понимает, что переработка документа государственной важности заключается не в механической перестановке местами разделов, модулей, отдельных тем. Одни вырезали, другие прилепили.
то существуют закономерности, внутренняя логика предмета, принципы построения и так далее. Чего стоят выставленные на сайт варианты для обсуждения подходы к рассмотрению часов на изучение той или иной темы? Например, в первом классе материал раздробили на 7 разделов, модулей, из которых 2, первый и второй, рассчитаны на 2 часа каждый. 3, третий, шестой и седьмой предполагали всего по 1 часу. А четвертый и пятый разделы, каждый на 12 и 15 часов соответственно. Это что за разделение такое часов? Кроме того, 2 последних модуля, четвертый, мой родной дом, моя семья, и пятый, мой род, мой прекрасный, вмещают, помимо заявленной проблематики, которая, как вы видите, перекликается, также темы «Моя улица», «Родное село», «Святки», «Новый год» и другие, фактически из совершенно других разделов. И уж совсем недопустимо, на наш взгляд, когда куррикулум изобилует погрешностями, повторами и грубыми ошибками, нарушающими основополагающие принципы научности, доступности, последовательности и так далее. Как можно объяснить тот факт, что в документе, выставленном на сайт профильного министерства, вид коллективной взаимопомощи при строительстве называется, простите, клоакой, а не клакой, и рассматривается в модуле «Праздники, которые нас объединяют». Или праздник Ивана Купала стал семейным праздником, а Украина превращается из исторической прародины по отношению к украинцам Молдовы в обычную страну-соседку. К сожалению, наши рецензии, рецензии нашего коллега Алексея Романчука абсолютно не были учтены. Сейчас на сайте министерства находится документ, в котором учителям, преподающим историю, культуру и традиции украинского народа в 5-9 классах, предлагается, цитирую, «опираться в курсе истории и культуры в 5, 6, 7, 8 и 9 классах на куррикулум для начальной школы и учебник для 1-2 классов. На том основании, и это утверждается в методических рекомендациях, что в курсе ИКТУ в гимназии единые с начальной школой специфические компетенции и виды деятельности». О чем это? Как такое можно писать и говорить? Что мы можем требовать от учащихся и учителей при таких подходах? Еще один. Что, мое время закончилось? Почти. Да, хорошо. Да, выводы ваши. Хорошо. Да, к сожалению, очень много вопросов. И такие вопросы. В чем причины данного положения? Это что, элементарная некомпетентность отдельных чиновников и их полнейшая безответственность? Ну тогда почему такое возможно? Ну и на этом повисающем воздухе вопросе я и закончу свое выступление. Иногда сама постановка вопроса бывает не менее важной, чем ответ на него. Спасибо за внимание. Da, Cucoșu, care vă mulțumim mult. Împărtășim indignarea dumneavoastră față de situația care s-a creat în jurul tuturor cursurilor. Соболезнуем или сочувствуем вам в этом контексте, потому что курсы «История, культура и традиции народов, которые проживают совместно с румынским народом в нашей стране, очень важны для этноса и для детей, которые происходят из этих этносов». Но, конечно, бюрократические проблемы, которые существовали, существуют и будут существовать, для этого и есть, чтобы мы с ними боролись. Желаю вам успехов и оптимизма в преодолении всех этих проблем, конечно, и
количество часов, которые вот каждом уровне, на каждом уровне предлагается очень прикольные возможности, которые существуют в качестве предметов дополнительного образования. Конечно, это всегда вопрос, и каждый коллектив авторов старается найти не свои аргументы для того, чтобы их курикулум был одобрен и выполнен преподавателем. Но очень важно, чтобы вот вы одновременно вот с вашими объяснениями приложили и мнение, вы уже сказали, что есть мнение преподавателей, которые ведут эти курсы в украинских лицеях, и, может быть, уже привлечки мнение родителей. Это тоже сейчас очень учитывается, особенно при аккредитации в лицеях, в гимназии. Да. Да, и может быть тогда... Но, дома не селится, как воспуна, о ком шаута опиния, когда либо есть не часовым куликулом, когда мы не дали помнить эти летние четыре годы Рамонтова, и параллел, и опиния, а если это требует экзисте, до курсуделя параллели, унукали с экскличем, аспекты дистинктивы, али умные коммунитеты, али истории культурных традиций, умные коммунитеты, и ничего не требует Рамонтова, и аутпускали с рефлекты, raporturile și recunoașterea egalității tuturor comunităților etnice. Domnul Chisiliță, poate că ar fi raportul. La acest moment, eu vă spun doar următoarele. Este o toleranță, este o rugăminte ca moderatorul să nu se refere limba celuia care a comunicat. Moderatorul exprimă ideile pentru ceilalți participanți și ei sunt puțini care vorbesc altă limbă, o limbă pe care o cunoaștem mai mulți. Ar fi bine să respectăm acest principiu. Dar referitor la conținutul și ideile expuse pe domnul Mănucar, probabil la sfârșitul sesiunii o să fiecare o să ne spune. Și nu numai la domnul Mănucar, probabil fiecare va avea anumite observații, propuneri și ceva. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Chisiliță, accept sugestia dumneavoastră. Într-adevăr, doream să o fac imediat după ce interveniți dumneavoastră, în special pentru doamna Delia Suiogan, dar și pentru ceilalți care mai puțin cunosc limba rusă. Dar, doamna Delia, o să vă expunem unele idei sugestive în finalul discuțiilor, dar la toate subiectele care au fost prezentate în limba rusă sau da, în... Mulțumesc mult mai mult că sunt conectați foarte mulți masteranți și studenți astăzi cu noi. Mulțumim, mulțumim mult. Domnul Cușcar, vă mulțumim. Dacă nu sunt alte întrebări, oferim cuvânt în continuare, dar din păcate nu o văd în conexiune, Părioare Calancea, este? Poate cu acum e conectată dumneavoastră. Nu o văd. Atunci trecem la următoarea prezentare. Doamna dr. Natalia Lasăr, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord de Baia Mare, România, cu subiectul dinamica unor elemente ale patrimoniului cultural imaterial, programul Tezaure Umane Vii. Doamna Lasăr, vă oferim cuvântul. Se și vede? Da. Da. Te și vede. Vă mulțumesc tare mult pentru înțelegere. Se pare că tehnica aceasta ne dă foarte multe bătăi de cap. Data trecută am avut dificultăți în ceea ce privește prezentarea pe PowerPoint. Acum am dificultăți în ceea ce privește audierea lucrării mele. Așadar, bine v-am regăsit pe cei pe care i-am întâlnit nu de mult la o altă conferință organizată la Chișinău. Mă bucur să mă reîntâlnesc așadar cu dumneavoastră și de asta dată să discutăm probleme atât de actuale și de stringente. Problematica patrimoniului cultural din perspectiva internațională, dar și din perspectiva, iată, statelor cărora aparținem. După cum am constatat din discuțiile antevorbitorilor mei,
fiecare se confruntă cu probleme, cu dificultăți în ceea ce privește educația despre și pentru patrimoniul cultural. Și așadar vă voi propune un studiu de caz care se referă la o zonă etnografică din România, o țară, cum este numită, da? Țara Oașului. De ce? Pentru că preocupările mele se referă la această zonă etnografică, cercetările mele de teren și, în special, tema pe care vă propun astăzi, dinamica unor elemente de patrimoniu cultural imaterial, Programul Național Tezaure Umane Vii. Așadar, Țara Oașului, așa cum se observă în aceste imagini, este o zonă etnografică situată actualmente în județul Satu Mare, la granița cu Ungaria și Ucraina. Este o zonă etnografică foarte bine individualizată, deși se vine să precizez faptul că, de-a lungul timpului, o serie de studii etnografice, folclorice, istorice, geografice, au considerat această zonă fiind constituită, de fapt, din două subzone. Țara Oașului, respectiv Ugocea românească. De unde această abordare? De fapt, în secolul al XIII-lea are loc constituirea comitatelor Sătmar și Ugocea. Și aceasta reprezintă principala cauză a divizării țării Oașului. Astfel, partea de nord-vest aparținea comitatului Ugocea și avea sediul, reședința la Seleușul Mare, astăzi orașul Vinogradovo din Ucraina, iar partea de sud-vest era inclusă în comitatul Sătmar, având centrul la Satu Mare. Până în secolul al XX-lea, cele două sunt funcționate, iată, independent, în unități administrativ-teritoriale diferite, iar după Marea Unire, de la 1918, ele se regăsesc în județul Satu Mare, deși pentru o scurtă perioadă de timp, în perioada 1950-1968, au aparținut regiunii Maramureș. Însă, în ciuda faptului că cele două subzone au aparținut unor sisteme administrativ-teritoriale diferite, în acestea s-a dezvoltat și conservat o singură comunitate, și anume comunitatea oșenească. Și mărturie este această afirmație a lui Ion Mușlea, cel care a dedicat o monografie țării Oași, iată, unei subzone, și a de faptul că, împreună cu aceștia, adică cu cei din Ugoceni, constituie o extremitate a domeniului în care se vorbește limba română. Da. Limba aceasta de pământ românesc, din nordul țării noastre, este cuprinsă ca într-un clește de popoare străine, rutenii la nord și ungurii în partea de sud-vest. Și v-am atașat aici o fotografie extrem de reprezentativă. Este vorba despre o fotografie din colecția Ioniță Geandron. Este surprinsă în biserica din Racșa, satul natal al lui Ioniță Geandron, și reprezintă senatul bisericii. Așa se numește, da? Consiliul Parohial al Bisericii. Și vă rog să observați portul tradițional și celelalte caracteristici specifice oșanului. Însă, după cum menționam, lucrarea mea va aborda problematica patrimoniului cultural imaterial în general și mă voi raporta la această zonă. Se știe că această problemă este deosebit de actuală în context internațional și național. Pornim de la Convenția pentru salvarea patrimoniului cultural imaterial, care a fost adoptată în 17 octombrie 2003 la Paris, în cadrul Conferinței Generale a ONU pentru Educație, Știință și Cultură, și a fost concepută ca un tratat cu caracter juridic obligatoriu, care recunoaște rolul fundamental al patrimoniului spiritual din interiorul fiecarei culturi, concretizat în, citez, tradiții și expresii orale, incluzând limba ca vector al patrimoniului cultural imaterial, artele spectacolului, practici sociale, ritualuri și evenimente festive, cunoștințe și practici referitoare la natură și univers,
tehnici legate de meșteșugurile tradiționale. Am încheiat citatul. Convenția intrată în vigoare în anul 2006, devenind în scurt timp una dintre cele mai populare legi. Și iar prin adoptarea, respectiv ratificarea legii 410/2005 la nivel național în România, iată, România devine stat parte la Convenția UNESCO. Iar prin legea 26/2008, pe care o aveți acum pe ecran, se fixează cadrul legislativ și sunt definiți termenii de patrimoniu cultural imaterial, expresii culturale tradiționale, zaure umane vii și marcă tradițională distinctivă. Dintre aceste aspecte, eu mă voi referi la programul Tezaure umane vii. Așadar, la nivel național, acest program este unul deosebit de important și se referă la persoanele care poartă acest onorant titlu, ca fiind aceste persoane fiind adevărate modele ale comunităților pe care le reprezintă. Fie pentru un meșteșug pe care îl practică, dar în special datorită eforturilor pe care le întreprind în vederea conservării, promovării, valorificării și a transmiterii acestei moșteniri către generațiile viitoare. După cum spuneam, acest program reprezintă una din inițiativele UNESCO privind salvarea, păstrarea și transmiterea patrimoniului cultural imaterial, scopul fiind acela de a încuraja statele membre să adopte măsurile prin care aceste persoane, adică păstrători, performeri și transmițători ai unor elemente de patrimoniu cultural imaterial, să beneficieze de recunoaștere și vizibilitate, în primul rând la nivelul comunităților pe care le reprezintă, dar și în rândul specialiștilor și al publicului larg. În vederea obținerii acestui titlu, se lansează anual, de obicei anual, un concurs de dosare de candidatură, la fel cum s-a întâmplat și în acest an, iar criteriile de acordare a titlului Tezaur Uman Viu sunt cele pe care le-am enunțat aici. Așadar, persoana candidată la obținerea acestui titlu trebuie să îndeplinească simultan calitățile de purtător, păstrător, creator de patrimoniu cultural imaterial și performer, capabil să transmită modele culturale tradiționale, să fie recunoscută atât de comunitatea de purtători, cât și de comunitatea științifică. Apoi, persoana candidată trebuie să facă dovada caracterului excepțional al performării într-un domeniu pentru care se depune candidatura și o ultimă condiție, la titlul Tezaur Uman Viu nu pot candida persoane care au urmat o formă de învățământ vocațional în domeniul pentru care solicitantul aplică. Așadar, și în acest an a avut loc acest concurs, iar Comisia Națională pentru Salvarea Patrimoniului Cultural Imaterial a decis acordarea titlurilor la 1 septembrie. Probabil într-un cadru festiv se vor acorda în viitorul foarte apropiat, însă îmi permit să vă prezint statistica. Da? După intrarea în vigoare acestei legi, da? 26/2008, a patrimoniului cultural imaterial, în România s-au obținut, s-au acordat următoarele titluri. În 2010, 5 titluri Tezaur Uman Viu, în 2011, tot 5, în 2012, 4, 2013, 15, 2014, 8, 2015, 2 titluri, 2018, 12 titluri, iar în acest an, 11 titluri. Cu mențiunea că persoanele purtătoare ale titlului Tezaur Uman Viu sunt de obicei la o vârstă foarte înaintată și unele dintre ele au trecut deja la cele veșnice, așadar titlul a fost automat pierdut pentru că presupune existența purtătorului. Voi face referire la titlul Tezaur Uman Viu obținut de Floare Finta din Țara Oașului, din localitatea Negreștoraș. De ce? Pentru că m-am preocupat în mod direct de realizarea acestui dosar și, așa cum se observă aici, în anul 2012 am întocmit dosarul de candidatură și în același an, spre finalul anului, dacă bine mi-amintesc eu,
în 29-30 noiembrie, chiar în preajma Zilei Naționale a României, într-un cadru festiv, Mătușa Floare fiind a obținut acest prestigios titlu. Însă, după 3 ani, președintele României a conferit medalia Meritul Cultural, clasa a 3-a, categoria A, Patrimoniu Cultural Național, alături de alte tezaure umane vii ale României, tocmai pentru a recunoaște rolul pe care Mătușa Floare îl are în comunitatea oșenească. Mătușa Floare este născută la data de 2 iulie 1933, locuiește în orașul Negrești Oaș, așadar capitala simbolică a zonei etnografice Oaș, și încă din tinerețe a deprins de la mama sa practica vindecării cu plante, însă și de asemenea se preocupă de realizarea de costume tradiționale, port tradițional din țara Oașului. De peste 50 de ani, Mătușa Floare, fiind cu multă pricepere și dăruire, creează, performează, utilizând metode și tehnici de lucru tradiționale, preluate de la mama sa, și duce mai departe zestrea spirituală a țării Oașului. Este în permanentă legătură cu autoritatea locală, cu instituțiile de cultură și învățământ și participă la programe, proiecte, activități, în special este aproape de ansamblurile folclorice din localitate, ansamblul Oașul și Sânzienele, și beneficiază, iată, membrii acestor ansambluri de atenta sa îndrumare. Relaționează pe măsura solicitărilor cu mediul academic și universitar și facilitează transferul de cunoștințe în cadrul unor workshop-uri, colocvii sau seminare tematice. Este un excelent ambasador al culturii tradiționale oșenești, pe care o promovează constant, întrucât participă la evenimente de profil, la târguri naționale, internaționale și, evident, se bucură de recunoașterea comunității locale, a specialiștilor, de-a lungul vieții, în semn de gratitudine, apreciere pentru munca sa, a obținut numeroase distincții și premii, cel mai relevant fiind titlul de cetățean de onoare al orașului Negrești Oaș. Aici avem câteva imagini reprezentative, da? Mătușa Floare Finta în imagine și distincțiile oferite la nivel național, diploma, tezaur uman viu. În partea dreaptă este o fotografie de la gala de premiere din 2012. Deci îi mulțumim doamnei Laslu pentru această prezentare și dacă vă prezbuneți dau întrebări, la fel le vor oferi în final, deoarece prezentatoarea nu poate să răspundă la ele. Am auriat o comunicare care ține de existența și funcționarea unei legi și a unui regulament de acordare a acestui titlu. Din câte cunosc eu, și în Republica Moldova există Comisia Națională de Salvaguardare Patrimoniului Cultural Imaterial din Republica Moldova, are un regulament privind acordarea acestui titlu de tezaure umane vii și experiența și activitatea Ministerului Culturii din România în acest domeniu, bineînțeles, este interesantă pentru Comisia Națională în vederea selectării dosarelor, pregătirii dosarelor, respectării regulamentului, etc. Mulțumim! În continuare, îi oferim cuvântul domnului Vasile Chiseliță, doctor, unul din cei mai cunoscuți cercetători în domeniul cercetării și valorificării patrimoniului muzical. În conferința de astăzi, dumnealui ne prezintă subiectul pluralitatea și sincretismul tradițiilor muzicale populare contemporane spre un nou paradigmă a valorificării identității naționale în educație. Domnul Vizelit, vă oferim cuvântul. Vă mulțumesc! Comunicarea mea debutează prin enunțarea unei probleme de ordin metodologic, pe care am tratat-o în câteva studii anterioare, unul dintre care fiind publicat online pe site-ul ICUB, Institutul de Cercetare al Universității București, în anul curent. Astfel, încercăm să sugerăm ideea că axarea pe viziunile
conceptele și preceptele noziologice vechi, caracterizate de reminiscența unui patos romantic și idealizam privind cultura, moștenirea, tradiția muzicală folclorică, nu mai validează astăzi un instrument eficace în cunoașterea, înțelegerea și studierea practicilor și proceselor, comportamentelor, valorilor și normelor sociale actuale, incorporate în vastul domeniu de creativitate umană, acreditat mediatic și cunoscut publicului larg, sub eticheta convențională de muzică populară. În prezentul dimers, dorim să fundamentăm necesitatea ajustării programelor de educație estetică, muzicală, artistică, culturologică, universitară și preuniversitară din Republica Moldova la noile paradigme euristice privind diversitatea tradițiilor muzicale populare în societatea contemporană. Fenomen care dezvăluie o dimensiune hegemonică distinctă în traiectul evoluției identităților culturale în societatea modernă. În consens cu tendințele etnomuzicologiei occidentale, care urmărește îndeaproape evoluția proceselor culturale în societățile contemporane, propune spre discuție un sistem de departajare a culturii muzicale populare globale în patru nivele sau nișe, platforme de funcționalitate socială. Primul, muzica tradițională, orală, lăutărească, promovată în mediul vernacular al comunităților. Doi, muzica folclorică sau folcloristică, mai bine zis, promovată în scenă de colectivele etnofolclorice, de regulă sub egida specialiștilor, în mediul urban. 3. Muzica neotradițională, promovată de orchestrele de muzică populară, standardizate, instituționalizate de stat. Și 4. Muzica populară modernă, cosmopolită, promovată de formațiile folk, pop, rock și așa mai departe. Prin acest sistem tetrapartit de departajare a culturii muzicale globale în societatea contemporană, încercăm să evidențiem și să punem în valoare unele diferențe semnificative de sens și nuanță, de nuanță și sens, care se instituie între noțiunile de muzică populară și muzică tradițională în contextul modernității culturale și care necesită a fi luate în calcul și atunci când se elaborează programele de studii în domeniul educației artistice, mai cu seamă în cazul specialităților interpretative, pedagogice și teoretice muzicale, atât la nivel universitar, cât și la cel preuniversitar. Paradoxal apare faptul că, deși unde ambele noțiuni ar atribuite la aceeași muzică a poporului sau la muzica din popor, ele nu sunt totuși identice în conținutul euristic, precum se acreditează foarte insistent în mass media din spațiul național. Fiecare din sintagmele enunțate se referă de fapt la cultura muzicală a anumitor segmente sociale ale poporului, conotând diferite modalități de producere, transmitere și consum a culturii populare în societatea contemporană. Pentrucât ambele noțiuni trimit la cultura sau la arta provenită din sau creată de popor, ele au fost deseori tratate, mai ales la nivelul popularizării și mediatizării artelor, ca și sinonime, ceea ce a și acreditat, a creat serioase probleme de identificare și de circumscriere a câmpului de cercetare, studiere, cunoaștere și expertizare a practicilor de creare, producere și performanță în domeniu. Astfel, se cunoaște că romanticii din perioada formării statelor naționale europene asociau noțiunea de popor exclusiv prioritar cu clasa țărănimii. Nu mai fac trimitere la aceste realități, că le cunosc toți. Deci să revenim la descrierea succintă a celor patru categorii ale popularului muzical din Republica Moldova. Și cred că nu numai din Republica Moldova, pe care le-am evidențiat mai sus. Și anume, muzica tradițională, muzica folcloristică, muzica neotradițională și muzica populară, modernă, cosmopolită. Mai întâi de toate, trebuie să menționăm faptul
că aceste categorii sunt în strânsă relație și nu pot fi disociate decât la nivel analitic. În domeniul public, ele interacționează pe multiple planuri. Se influențează și se induc reciproc. Ele prezintă sau proiectează simbolic imaginea unei succesiuni a generațiilor identitare sau dialog între generații patrimoniale în societatea modernă, ca să preluăm doi termeni enunțați foarte frumos de unii participanți la această conferință. Din acest motiv ontologic, categoriile enunțate nu pot fi înțelese și nici studiate separat. Fiecare categorie reprezintă un pattern, model social, un comportament particular de grup și un stil distinct de muzică, axat pe norme estetice, genuri și forme de creație specifice, pe modalități proprii de producere, transmitere și circulație, agreate și promovate în anumite segmente ale societății, mai restrânse sau mai largi, fiind recunoscute totodată ca valori ale culturii imateriale, investite cu funcții sociale și psihologice coercitive, unificatoare și educative, cu rol de mediator și liant social, în calitate de obiect și schimb, de schimb, obiect de schimb și consum social. Categoriile muzicale enunțate reflectă un anumit mod de stratificare socială a culturii populare contemporane, ele fiind un barometru al diferențierii sociale, capabilă să proiecteze elementele culturale particulare, specifice diverselor grupuri sociale. Le vom schița pe scurt, fără a intra în detalii. Muzica tradițională este un termen mai nou, acreditat în muzicologie pe la mijlocul anilor 70 ai secolului 20-lea în Occident, care vine să substituie termenul mai vechi de muzică folclorică sau populară, inclusiv calificativilor folosite de antropologie culturală, muzică exotică, primitivă, tribală, analfabetă și așa mai departe. Ea reprezintă muzica orală vernaculară, cum am spus mai sus, o muzică interpretată în interiorul comunităților rurale, axată pe tradiție, adică pe transmisie orală din generație în generație, în baza practicării, coparticipării, învățării, asimilării și în procesul comunicării vii. Această muzică, astăzi, are o nișă foarte mică, aproape spre dispariție de funcționare. Nu mai intru în alte detalii. Muzica folclorică sau folcloristică reprezintă domeniul activității de restaurare, resuscitare, revitalizare și valorificare a elementelor de muzică tradițională țărănească, de obicei, veche, într-un context sociocultural nou, urbanizat, diferit de cel nativ, și anume, scena, festivalul, concursul, concertul, setare populară, turneul artistic, radio, televiziunea, mass media, educația, industria discografică, turismul, viața culturală, urbană, etc. Promotorii acestei categorii de muzică sunt ansamblurile folclorice sau etnofolclorice, profesioniste sau amatoricești. Este un eco întârziat al mișcării folk revival, revitalizare folclorică din Occident, anii 50-60, dar și simbol al unei noi unde folclorice și romantice în arta și literatura sovietică, dacă ne referim la spațiul nostru, care luase, având sub controlul politic al regimului totalitar, pe la mijlocul anilor 60 al secolului trecut. În contextul tendinței de emancipare și afirmare națională republicană, sub imbolul perioadei dezghețului ideologic hrușovist. Agenții principali ai mișcării de revitalizare sunt folcloriștii practicieni sau, cum spun în Occident, folclor aplicat. Cântăreții, amatori sau profesioniști, în general, intelectuali, tineretul studios, cărturare din orașe și așa mai departe. În arena scenii urbane, meditații acestui curent estetic din să reînvie o realitate culturală rurală revolută, preindustrială, quasi-muzeală, pe care o consideră a fi antică, patriarhală, medievală sau cel puțin izvorând din cultura țărănească, specifică secolului al XX-lea și începutul celui de-al 19-lea.
Folclorist făcștii pun accentul de bază pe imaginele, simbolurile și obiectele culturale din trecut, în special pe vocația costumelor populare, instrumentelor muzicale, pe diversitatea stilistică a redactorilor muzicale, coregrafice și teatrale regionale. Nu mai descriu mai departe ca să nu consum din timp. Muzica neotradițională este un teren propus de cercetătoarea americană Dana Buchanan în anul 1995, probabil preluat de la etnomuzicologul austriac Gerhard Kubik, care îl introdusese în circuitul științific prin anul 1974, referindu-se la muzicile urbane din Africa. Desemnează o nouă categorie de muzici populare, promovate de orchestrele populare, ansamblurile de muzică și dans popular, profesioniste sau amatorice, de regulă sponsorizate, controlate și patronate de stat. Cu rădăcini în perioada interbelică, acestea s-au dezvoltat puternic în perioada sovietică postbelică și continuă să fie prolifice până în prezent. Orchestrele populare reprezintă un simbol al profesionalizării, standardizării și instituționalizării naționale a formelor și stilurilor de muzică tradițională în contextul hegemoniei culturale și controlului guvernării politice. Muzica neotradițională produsă de orchestrele populare tinde să se impună drept etalon al modernității moștenirii culturale orale în sensul alinierii acestea la modelele și practicile profesionalismului muzical occidental. Și aici demonstrez cum infrastructura orchestrei corespunde normelor occidentale și așa mai departe. Acest termen, muzică neotradițională, are și un corespondent în limba sârbă, novocomponovana narodna muzica. Muzica neotradițională constituie un factor major de patrimonializare a moștenirii culturale din trecut. Patrimonializare, nu moștenizare, da? Reprezentative pentru direcția neotradițională în muzica populară contemporană de Republica Moldova sunt renumite orchestrele și ansamblurile profesioniste, unele cu statut național sau academic de cântec și muzică. Muzică și dans popular, între care folclor, loptari, cunoașteți bine, fluieraș, joc și altele. Acum trec la ultima categorie, pentru a nu ocupa din timp, muzica populară modernă cosmopolită. Reprezintă domeniul recontextualizării și valorificării surselor de muzică tradițională locală în albia culturii populare globale. Constituit un subgen al categoriei muzică comercială, world music. Să știți că această muzică modernă, populară, modernă, cosmopolită, a luat naștere cu mult mai înainte și dovadă a acestui fenomen sunt multiplele discuri editate în perioada interbelică românească. Nemai găsindu-și un răspuns adecvat momentului de schimbări radicale în viața socioculturală, politică și economică actuală, muzica tradițională din Republica Moldova este nevoită să accepte noile forme de modernizare tehnologică, de incorporare și cooperare electronică și digitală în baza noilor stiluri și culturi ale culturii populare occidentale survenite pe valul deschiderii și globalizării de după 1990. Nu mă refer la subgenurile, stiluri așa mai departe, spunând că muzica populară modernă cosmopolită exprimă tendința de sinteză dintre formele muzicii vechi tradiționale, gândirea muzicală occidentală și noile tehnologii electroacustice. Această categorie culturală leagă muzica locală, încetată a mai fi parohială și imuabilă, de o alteritate globală, mult mai profitabilă în termeni economici. Creațiile muzicii tradiționale locale sunt selectate, revizuite,
prelucrate, reinterpretate, reschetate și copertate tehnologic, fiind prezentate pe marile scene ale lumii și comercializate de giganții industriilor culturale. Dar în acest sens, noi în România avem foarte bine prezentate anumite categorii etnice care se prezint a fi reprezentanții culturii românești. Mă refer la haiducii de la Crejani sau la Fanfara din 10 Brășini și așa mai departe, care au fost foarte bine comercializate în Occident. Se impune astfel o nouă formă de negoț cu mărfuri etnografice la răspântie în secolul 20-21. Susținerea practicilor artistice locale în deplin, fixate drept obiectiv al politicilor culturale, guvernamentale și a recomandărilor emise de forurile UNESCO, se transformă facil în comercializarea autentității culturale hibride, prin factori mediatici moderni. Festivaluri, concursuri internaționale, posturi de radio și TV, producție discografică, comerț cu muzici de metisaj pan-balcanic, cum spune doamna Dădorescu, pan-european și global. În acest context... Vă rugăm două minute pentru concluziile finale. Da. În loc de concluzie, la finalul acestei expuneri, putem afirma că atât timp cât termenii mediatici inadecvați folosiți în programele de învățământ artistic din Republica Moldova, dar și în domeniul public, vor suferi de un vid cultural, de anacronism și ambiguitate semantică și nu vor avea o fundamentare științifică, se va perpetua la nesfârșit un climat nesemnătos în abordarea, însușirea, promovarea și valorizarea practică a creației, producției și diseminării muzicii populare în societatea contemporană. Din atare motive, sistemul educațional de astăzi, îi se cere să abordeze și problemele legate de tradițiile culturale în starea lor actuală. Să cerceteze, să dezvăluie și să fundamenteze varietatea categoriilor, formelor, tendințelor, curentelor și direcțiilor de evoluție ale muzicii populare contemporane. Etnomuzicologiei, ca și întregul sistem educațional în domeniul artelor, îi se cere să ofere un cadru conceptual și terminologic adecvat momentul istoric al tranziției. Mulțumesc! Și noi vă mulțumim, domnule Chiseliță, pentru un studiu de excepție, în opinia mea. Deci, într-adevăr, ați determinat câteva straturi existente în muzica populară contemporană și veniți cu câteva concluzii foarte importante ce să facem ca să nu permitem transformarea muzicii tradiționale în acea formă de care o numiți post-moderniste sau avantgardiste sau cosmopolite, da? Și să rămână totuși elementele de bază ale muzicii tradiționale prezente în muzica promovată și prin mijloacele electronice, dar și de colectivele profesioniste. Poftim dacă sunt întrebări. Nu sunt, atunci în final iarăși vom veni cu unele comentarii.